Sunetele sunt niște unde vibratorii care sunt recepționate în primul rând de pavilionul auricular și direcționate la nivelul conductului auditiv până la nivelul membranei timpanice. În contactul undelor sonore cu membrana timpanică apar niște vibrații care se transmit mai departe prin lanțul de oșcioare, ciocanul, nicovala și scărița până spre urechea internă. Practic, la nivelul urechii interne avem melcul care ne transmite nouă și conține organul senzitiv auditiv, organul corti se numește. La nivelul organului corti avem această membrană cu cili și perilimfa și endolimfa care se mișcă în urma vibrațiilor mecanice produse de sunetele pe care urechea noastră le recepționează. Aceste celule de la nivelul organului corti sunt celule senzitive, care practic transformă impulsul mecanic generat de unda vibratorie în impuls electric și astfel nervul auditiv recepționează sunetul și îl transmite mai departe la nivelul cortexului, la nivelul creierului. Noi când spunem că ascultăm tare, de fapt această noțiune de tare este nivelul amplitudinii sunetului, adică cât decibeli percepe urechea noastră. Urechea umană poate să perceapă sunete cuprinse între 20 și 20.000 de herți, cu amplitudini și frecvențe până la 130 de decibeli. După 130 de decibeli sunt riscuri majore să avem o afectare ireversibilă a auzii. Dispozitivele moderne au reglementat niște metode de protecție a auzului și ne colorează când ne apropiem de nivelul critic sau te avertizează atât verbal cât și audio dacă ai atins nivelul critic. Și o metodă mai puțin obiectivă, dar pe care cei din jurul nostru o pot recepționa, este că atunci când cei din jurul nostru ne aud sunetele din cască, înseamnă că volumul este prea tare. Când cei din jurul nostru aud sunetele emise de casca noastră, înseamnă că volumul este prea tare. Din păcate ne dăm seama târziu. Pentru că asemnele afectării auzului apar insidios, încet, în timp. Și nu le percepem. Poate primele semne clinice pe care pacienții le relatează este că mai apare din când în când cât un țiuit. Sau câte o ușoară scădere a auzului, temporară, dar cei mai mulți pacienți fiind tineri ignoră aceste lucruri până când ajung la o scădere permanentă a auzului. Primele semne ale scăderii de auz sunt recepționate de pacienți și percepute de pacienți ca o senzație de ureche înfundată atunci când avem o scădere ușoară. Când scăderea este mai mare, este evidentă percepția pacientului că nu mai aude și bine și ne spune eu nu mai aud cu urechea dreaptă sau nu mai aud cu ambele urechi. Alte semne care pot să mai apară, durere. Atunci când folosim un volum mai tare, apar niște modificări atât la nivelul mușchiului scăriței, care practic creează o barieră și o protecție astfel încât sunetele să nu se mai transmită către urechea internă cu acea intensitate, numai că de cele mai multe ori mușchiul scăriței nu poate să protejeze în totalitate un sunet, de exemplu, de la un concert când se emit 110-120 de decibeli. Și atunci apar leziuni irreversibile la nivelul celulelor ciliate de la nivelul organului corti. Senzația de ureche înfundată nu este foarte specifică scăderii de auz. Poate să fie o problemă și atunci când răcim. Cu siguranță v-ați confrunta la o răceală cu o senzație de ureche înfundată. În acea situație, senzația de ureche înfundată este dată de inflamația și de obstrucția trompelui eustachiu, care determină consecutiv o scădere a presiunii în urechea medie. Și atunci pacientul percepe senzația de ureche înfundată, dar fără ca nervul auditiv să fie afectat. Tocmai de aceea este important ca pacientul să se prezinte la medic pentru a face diferența între aceste două patologii, să spunem. Senzația de ureche înfundată generată de o presiune scăzută în urechea medie, ca atunci când se întâmplă, nu știu, când mergem la munte sau zburăm cu avionul, și o senzație de ureche înfundată generată de o afectare a nervului auditiv. Trauma sonoră, în general, dă durere în ureche în faza acută. Nu este o durere permanentă, constantă, este o durere care apare atunci când ne expunem. Suntem expuși, nu știu, la un zgomot de picamăr brusc sau la un zgomot puternic într-o cameră închisă
și mică. Și atunci propagarea sunetelor nu este atât de mare și toate undele sau majoritatea undelor sunt recepționate de nervul auditiv. Și atunci apare durere. O durere de lungă durată, în general, nu este generată de o afectare a nervului auditiv. Sunt multiple cauze de durere în ureche, o nevralgie, o durere de articulație temporomandibulară, o afectare dentară. Tocmai de aceea este important ca pacientul să ajungă la medic ca să putem să facem aceste diagnostice diferențiale între cauze. Practic sunt niște simptome care pot fi date de mai multe patologii în zona sau regiunea periauriculară.